Continuăm cu informații externe. Rusia este disperată să trimită tot mai mulți recruți pe frontul din Ucraina, așa că face greșeală după greșeală. Pe lângă sutele de oameni care au fost mobilizați eronat, alții și-au pierdut viața chiar înainte să ajungă pe front, iar incidentele nu se opresc aici. Zborul unui avion comercial a fost anulat, după ce copilotul a fost ridicat de soldați chiar din cabina aeronavei pe care urma să o piloteze. Acesta a fost momentul în care pasagerilor unui avion ce urma să zboare pe ruta UFA antalia li s-a cerut să plece de la bordul aeronavei, întrucât copilotul tocmai fusese mobilizat chiar din cabină. După ce a fost ridicat, copilotul a fost dus direct la biroul militar de înregistrare și înrolare. În cele din urmă și avionul a decolat, însă cu o întârziere de 9 ore. Ulterior a ieșit la iveală informația că, de fapt, copilotul fusese chemat la înrolare cu câteva zile înainte, însă refuzase să respecte Ordinul. Mobilizarea decretată de președintele Vladimir Putin generează haos și în alte părți ale Rusiei. 300 de bărbați ar fi fost încorporați ilegal, iar alți 400 ar fi fost mobilizați deși fuseseră deja diagnosticați cu boli care nu le permiteau să desfășoare stagiul militar. Printre cei recrutați se numără persoane cu valve cardiace artificiale, tulburări de spectru autist, bărbați bolnavi de SIDA sau studenți cu normă întreagă. De altfel, patru dintre cei mobilizați au murit chiar la centrul de pregătire la care au fost din cauza afecțiunilor lor. Acestea nu sunt primele probleme raportate în cadrul procesului de mobilizare al Rusiei. Pe parcursul săptămânilor trecute au fost raportate numeroase cazuri de bărbați trimiși pe front fără pregătire, fără arme sau muniție sau fără stare de sănătate bună. Sute de mii de ruși au fugit până acum din toată țara pentru a scăpa de mobilizare.